Minutul de reflecție cu pastorul Ghiță Mocan. Numai harul poate da sentimentul sau certitudinea că lumea este adevărată, substanțială. Numai realitatea metafizică poate da plenitudine, un conținut realității cotidiene care de altfel mi se pare goală, suspendată în neant, spunea Eugen Ionescu. Întreaga viață ne-o trăim între aparență și substanțial. Văzutul și nevăzutul își dau mâna în fiecare zi, invitându-ne la reflecție și decizie. Înconjurați de obiecte și bunuri, antrenați de propriile simțuri, restrângem totul la realitatea fizică. În fond, lucrurile sunt mult mai complexe. Realitatea spirituală, care o dublează pe cea vizibilă, e mult mai puternică și mai consistentă. De acolo ni se trag toate. Nimic din ceea ce vedem sau simțim nu se naște la întâmplare. Binele și răul există, așa cum divinul există. Întreaga scriptură ne invită la o asemenea apreciere. Palpabilul trebuie să cedeze în fața metafizicului și să-și recunoască limitele. Sufletul nostru transcede scurta noastră viață pe pământ. De ce nu ne-am ancora în aceste realități ultime? De ce nu ne-am racordat gândirea pentru lucrurile de sus și nu pentru cele de pe pământ? În fond, suntem chemați la o detașare de noi înșine și la o mai mare apropiere de Hristos.